Până la venirea lui Grigoraș, pandurii erau în moarte clinică. Nu puțini erau cei care le cântau prohodul gorjenilor după ce aceștia strânseseră doar 6 puncte din 10 meciuri. Grigoraș a acceptat însă provocarea de a veni la Târgu Jiu, iar lucrurile s-au schimbat radical în bine. De atunci, pandurii au mai strâns 12 puncte din 8 meciuri și puțin le-a lipsit să termine anul deasupra liniei retrogradării. Tehnicianul nu pune totuși mare preț pe parcursul bun al echipei sale și are un obiectiv clar pentru 2011, salvarea de la retrogradare. După 10 etape avea 6 puncte. În 24 de etape ce obiectiv poți să-ți propui? Cupele europene sau să câștigi titlul? Nu se poate. Oficialii echipei sunt însă mult mai optimiști și sunt convinși că pandurii nu vor avea nicio emoție la finele sezonului. Locul pe care îl merităm, probabil în prima jumătate. Până acum, cea mai bună clasare a pandurilor a fost locul 11, în urmă cu 2 sezoane. Atunci echipa era antrenată de Sorin Cârțu, iar după retrogradarea Argeșului la masa verde, gorjenii au urcat chiar pe 10.